Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Steaua! FCSB, forța, forța, Steaua, e! Bun, deci să trecem la treaba, avem aici un match împotriva celor de la Dinamo, dar este un match mai greu decât de obicei. De ce? Pentru că întreaga mea echipă este distrusă, e obosită de-a dreptul. Din câte bine vedem, au intrat aici cu niște rezerve. Ca noroc că, desigur, am jucat acolo cu Noe Reș, acum Alibek este fresh. Rez, Boldrin, Pintili, Maică, Scuip, Umplămân, Achim, ta, pa, ia uitați pe bancă ce am. L-am pe bancă, pe Stanici, pe Noe Re, pe Iacoris, pe Benzar, pe Florin Tănase, pe Marin, Moții acolo, ia aici ai. Și Moții, Maică și el nu mai poate. Dar totuși, hai că știu că putem și cu echipa asta să câștigăm împotriva celor de la Dinamo, adică sper. Bun, suntem aici la Dinamo acasă, meci de meci versus Steaua pentru ei, derby de derby. Hai să înceapă meciul și îmi place, mă, și stadionul celor de la Dinamo, ce frumos, ia, le-au și făcut celebra pistă în jurul stadionului. Hai că știu că erau acum niște vorbe legate de... să-și facă ei un nou stadion și te ziceau, băi, vreți cu pistă sau fără pistă? Și te ziceau, fără! Era cam caragios într-un fel. Na, oricum, Dinamo, desigur, în jocul acesta a făcut niște transferuri foarte bune și știu că tot timpul a fost un meci chiar foarte intens potriva lor, mai ales cu acel negru imens de acolo și nu are tent rasist, eu răzdor țiganii, pare rău. Așa, acel atacant onucioasă, cum dracul îl cheamă, Alibek, aici n-au fost pressing-ul de acel apărător al Dinamo și da, nu s-a putut concentra să șuteze cum trebuie. Ia la-i, uai, onucioa, bai de cap, ce atacant, mă, ce atacant. Dacă ar fi ăsta în realitate, cred că Gigi Becari l-ar cumpăra, chiar acum ar zice, e prea bun, îl vreau. Cum zice acum și de... acel apărător tot de la Dinamo, Nemeț, parcă, așa îl chema, parcă și pe el îl vrea. Băi, Gigică, deja prea mult de la Dinamo, știi cum e, prea mult de la Dinamo strică și fanii se enervează. Dar oricum, pe de altă parte, este și un obiect de laudă pentru voi dinamoviști, înseamnă că voi aveți scouter mai bun ca Steaua și aduceți jucători mai buni. Deci, vezi, fii pozitiv. Bun, hai să revenim la meciul nostru. Deci, hai să dăm aici Boldrin, foarte bine, Alibek, aici către Patrick Petre, blocat acolo, e bai, Palici, frumos, către acel italian, apă la Palici, Palici, grijă cu Palici, un jucător foarte bun ăsta, Palici, băi, un picuț cam nisimțit acest Palici, n-a vrut să pase, a vrut el cumva să dea gol de acolo, bă, dar cine ești tu, mă, James Rodriguez, nu ești. Ia să vedem aici pe Pintili, care săracul de el și el foarte obosit în urma meciului și, aoleu, nu știu ce mi-a trecut prin cap să șutez de acolo cu el. Oh, Boldrin, gol! Boldrin, incredibil, execuție superbă aici de către Boldrin. Revedem din nou faza aici, Steleanu Filip vine, pasează superb acolo. Paca Alibek, pa, țaca, țaca, aici a fost un tiki-taka între Alibek și Boldrin. Boldrin prima oară a dat la Alibek și Alibek i-a plasat-o atât de frumos acolo la picior la Boldrin și Boldrin numai o bombat-o și gol! Steaua! Minutul 25 vine primul gol. Incredibil acest Alibek, dă mai multe asisturi decât goluri. Și de fapt nu e el de vină, ci eu, e stilul meu de joc. Dacă ați observat și în FIFA 17, eu cu atacanții de obicei fac foarte multe asisturi față de goluri și eu cu wingerii dau multe goluri, deci eu sunt fix pădos. Toată lumea, băi, uite wingerul meu câte asisturi a făcut și atacantul meu câte goluri a dat, eu. Uite de bă, atacantul meu câte asisturi a dat și winger câte goluri. Oh, vai, Doamne. Opa, opa, atacă Dinamo, nu se lasă Dinamo. Oh, egalează Dinamo, Olteanu. Incredibil ce meci avem noi astăzi. Olteanu, incredibil. Revedem din nou pasa și jocul acesta de pase între jucătorii dinamoviști. Foarte frumos jocul de pase și ia. Oi, 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 oi. O bombat Olteanu. Vălăleu, făi, ei, ei, ei. Dar cine este, mă, Vlad Olteanu? Nici n-am auzit de el. Da, să fiu pe fază, uite ce gol frumos a dat. Da, da, jocul devine mai interesant. Tot timpul devine mai interesant când rivala
desigur, egalează Iui Alibek! Incredibil! Încă un gol! Ce meci nebun avem noi astăzi! Incredibil, ce meci nebun! Enache acolo cu o pasă senzațională pentru Alibek și Alibek aici finalizează cu capul. Alibek și asist și gol. Incredibil așa ceva. Băi, uitați-vă, minutul 25 gol, minutul 32 gol, minutul 35 iar gol. Hai de capul meu! Asta o să fie... Asta e un derby adevărat, ce să mai... Asta este un derby adevărat, un meci senzațional. Frumos, meciul anului, ce să mai... Momcilovici, băi, vagabondule, nu mă enerva, nu mă enerva că ai fost la noi. Nu mă enerva, atâta zic, Boldrine, nu mă enerva. Ești de mai aici, foarte bine, către Enache. Enache, care cred că o stăscă să-l schimbe și el e foarte obosit. Fault! Da, fault, într-adevăr, bine că a văzut și arbitrul. Este fault aici, să vedem, nu a dat niciun cartonaș, nu-i bai. Aoleu, ce-am făcut aici? Player. Oh, shit! Ăla-i bun! Hai, Petrică! Ai, n-a făcut bun stopul, Petrică. Ideea n-a fost rea, ați văzut, n-a fost rea. Numai că Petre, nu a reușit să facă stopul ca lumea. Știi că dacă făcea stop un picuț mai repede și prindea mingea, o tășutam, știi? Și apoi, da, intra în poartă. Da, nu-i bai, timp suplimentar, 2 minute, este în prima repriză, o repriză absolut incendiară, incredibil de frumoasă. Băi, superb acest meci, din nou atacă Dinamo, ce se facă Dinamo, ce face Dinamo, opa, este Niță! Aia este debutul pentru acest beat, Denis Man acum debutează pentru Steaua în acest meci, că pur și simplu mai mulți jucători întregi, chiar că l-am pus și pe Marin și pe ăștia, că... Da, ce se face? Or fi ei aproape de zero, dar știi cum e, măcar mai au așa puțin, că deja toți mi-erau acolo pe roșu, mă, toți jucători la stamina cu roșu. Deja riscam să accidentez și numai nu vreau acest lucru, așa că desigur am făcut câteva rezerve, chiar dacă am pus pe tren doi jucători care, na, iarăși erau epuizați, deci Marin respectiv Benzar. Dar știi cum e? Opa, du-te, Petre, du-te! Ai, ce bine a ținut acolo acela prător de Petre! Văi! Ia-l pe Petre! Ia, micuțu! Opa, Vlad Achim, Palici acolo prinde, cred că se va termina 2-1, cred că acesta este scorul meciului, pur și simplu echipa mea este în stare de comă. Da, Fleur final, gata și derbiul derbilor. Un derby adevărat foarte frumos a fost acest meci. Sunt faine meciul ăsta în care eu dau gol, știi, repede se egalat, simt acolo așa presiunea că băi, stai mă, deja nu e egalat. Și după aceea desigur reușim minunea și câștigăm noi acest meci superb. Câștigăm meciul versus Dinamo, un meci care contează foarte mult în acest play-off. Având în vedere desigur că Dinamo se ține cel mai bine în spatele nostru, după aceea culmea este Botoșani, viitorul Chiajna la egalitate de puncte cu CFR. Bun, oricum, bravo Denis, ți-ai făcut și tu debutul, cred că ești foarte fericit. Hai să-i băgăm aici pe băieți la evoluare și desigur l-am și deja de ceva timp și pe Balaure, că desigur l-am cam omis, trebuie să recunosc, l-am cam omis, trebuie să jucăm. Ies de aici, meci împotriva ceva de la CFR. Îl vedem în vedere că CFR-ul este pe o poziție destul de nasoală, parcă aș tinde să fac așa un simulate, dar hai să nu mă risc, totuși mai fac niște mici schimbări, îl voi pune acolo poate pe Noere, de fapt, să punem acolo pe Noere, așa, Stanciu, nu, Iacolis e un picuț mai full de viață, așa, pac, de fapt, ia, lasă-l pe Filip, îl scoatem pe Tama și îl punem pe Benzar, Moții, ca noroc că își revine și el, îl punem în locul lui Varela, așa frumos, țaca-țaca la tocană, pac, bun. Hai să dăm un simulator la meci cu CFR, chiar dacă mă gândeam să-l joc, știi, dar, mă, totuși, ar trebui să câștigăm, zic și eu așa. Iacolis și Patrick Petre, bravo! Patrick Petre, ăla-i mă jucător, mă, jucător tânăr, luat foarte ieftin, deja dă gol, ce să mai, mă, e bun, mă, omul ăsta. Chiar dacă n-are attack position și nici finishing, dar acum îl șlefuiesc, eu îl fac adevărat winger pe acest băiat, dar totuși, mă, să fii winger și să n-ai finishing și de-astea, un picuț bizar, mai mult se bazează, cred că, pe asisturi.
Bun, pe moment la asta de juniori avem pe un spaniol care zice român, pe unul Gutierrez Borja, care văd că are 69-89 și pe unul Collins, ăsta e mai mult, da. Da, foarte, foarte românești aceste denumiri, n-am ce să comentez. Bun, hai să dăm următorul nostru meci, este împotriva celor de la Chiajna, iarăși cu Chiajna cred că ne descurcăm fără stres, fără bai. Pam, 1-0 Alibec, bravo Alibec, tu ești zeul nostru, tu ești eroul nostru. Repede, repede aici și evoluăm, foarte greu evoluează Benzar, m-aș fi așteptat mai mult de la el, știi, să evolueze chiar mai mult, dar văd că nu, chiar mă așteptam să evolueze mult mai bine. Aoleo, iarăși meci de cupă cu CFR și după aceea nici bine, nici o zi, nici măcar una, măcar o zi dacă aveam pauză, direct meci cu Dinamo. Uleo, ce se faci, mă? Da, hai, băgăm titularii, că am păstrat pentru aceste meciuri. Pac, acolo așa, Stanciu. Vine șeful Stanciu imediat. Imediat vine Stanciu. Și Petrică, Petrică, ia stai tu acolo, că am văzut că te descurci binișor. Ai, mă, Benzar, mă, roșu. Ololo, ceapa ta, om. Da, ce să-i faci? Ai, ai, de fapt aia să-l pun pe trase. Bun, hai să jucăm meci de meci cu CFR în Cupa României. Pam, 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 pam. Ok, suntem aici pe stadionul cel de la CFR Cluj, care văd că a fost făcut. Ia ce frumos, ce să mai, atât timpul parcă mă surprinde, parcă n-am mai jucat până amul de vreo nu știu câte ori cu CFR-ul, dar atât mă surprinde, că e destul de frumos făcut. Na, având în vedere că e echipă mică cea care a făcut patch-ul. Bun, oricum, din câte am și observat, văd că Amunma nu ne scrie acolo. Desigur, ăsta e meciul retur al meciului cu CFR, în care am câștigat cu 3-0. Cred că am dat simile, am câștigat sau am jucat meci cu CFR, nici nu mai știu, sincer. Însă, zeam atâtea pe cap, nici mai țin minte. Bun, dar oricum, am zis că nu e ce, trebuie să joc. Meciurile de cupă sunt cele mai importante, pentru că, desigur, doresc cupa. N-am reușit cupa Champions League, dar neapărat vreau cupa asta a României. I-am promis la Gigica, băi, Gigica, eu te-am adus mai departe de grupe. Pe lângă că te-am adus în grupe, te-am dus mai departe de grupe. Deci, par trist, mă, pupi în curmă. Reghe nu a reușit nici atât. Și, desigur, eu vreau să-ți aduc și cupa României. Peste toate. Deci, ce să mai comentez? N-ai ce. Bun. SM aici e acolis, desigur. Oh, mincă. Opa, Stelanu Filip, nu te grăbi. Foarte bine aici către Moții. Bă, dar bună ideea mea cu Moții, mă. Gratis, au venit gratis și a deja câte meciuri a jucat și chiar a avut așa partea lui mare de joc. Foarte important a fost Moții pentru noi și chiar mă bucur că l-am achiziționat, l-am luat gratis. Încă și acum dacă ar fi mare nervaș l-aș vinde, aș fi pe plus, numai bani, numai profit, mă. Țaca, țaca, la tocană, dar oricum, băi, sezonul viitor, gândește, vine și Budescu, oleleu, vine și Antal. Vai, Doamne, ce meci, ce frumos va fi. Oh, Tamaș, gol din corner, Tamaș, și faci, desigur, celebrarea lui Ronaldo. Tamaș, noul Ronaldo, oare, a? Ce tare ar fi asta, Tamaș, noul Ronaldo. Bravo, Tamaș, ala, el ia, ce frumos, cu banderola de capitan și scrie pe banderolă No to Racism. Foarte frumos, era mai ironic dacă era pe Tănase. Știi că Tănase s-a certat cu Muniru, nu știu din ce cauze și amul, din păcate, Muniru trebuie să plece, că n-a, se enerva Gigică. Și nu știu ce, dar mie tot timpul mi se spune că Muniru ar fi putut fi ceva de capul lui, știi, ar fi putut fi un jucător bun. De-aia nici eu nu-l vând aici, l-am împrumutat. Țaca, țaca. Oh, Iacolis, ce frumos a intrat în poartă. Uai, Iacolis, îl știe pe mică, ce să mai, o sta la CFR, o perioadă destul de lungă. Deja îl știe pe mincă, știe cum să-l prindă. Și gata, gol superb, Iacolis. Oh, gol și Stanciu. Ce să mai, e gata, 3-0 pe agregat, iarăși, păi de capul meu, deja e 6-0 per total pe agregat. Nu mai are nicio șansă CFR-ul aici, pur și simplu am găsit așa o portiță, ia cu Alibec, ia ce frumos, pac, pasă și direct executare a la Stanciu. Băi, e bine că o dat și Stanciu un gol,
Ăla e, mă, să dea și el niște goluri, că puțin s-au adaptat mai greu aici la echipă. Da, de sezonul viitor va fi mult mai, cum zic eu, mai în forță. Și eu cred că va fi. Oricum, ia să vedem mai sunt câteva minute, vreo 5 minute din acest meci cu CFR-ul, care chiar a fost destul de ușor. Va fi mai greu meciul de după. Dar ce să-i faci? Oricum, ținta mea supremă să iau campionatul a fost prinsă, adică nu știu dacă mai apucă Dinamo să ne prindă din spate, dar cine știe, că mai sunt câteva meciuri, mai cam o lună, mai cam o lună de meciuri așa rămase, dar da, va rămâne să vedem. E așa, frumos, moții, foarte bine aici către Pintili, către Iacolis, Stancio, ce frumos, tiki-taka, ce să mai, tiki-taka, țaca-țaca. O, pasă prea tare, prea tare, pasă, 2 minute suplimentare. Ia să dăm min că poate trage și un pic de timp. Da, și este final, mergem mai departe în Cupa României și vedem din nou, ia ce frumos s-a făcut ăștia acest stadion. Chiar foarte fain le-a ieșit stadionul celor de la CFR, chiar că a ieșit mai frumos ca Național Arena, opinia mea, desigur. Dar oricum, ia să vedem, văd că Viitorul a trecut mai departe de Chiajna, asta e bine, va fi marea finală Steaua Viitorul, mi se pare chiar o finală faină și realistă, gen Steaua Viitorul, știi cum zic, foarte tare. Oricum, aici ne oprim cu acest episod, nu uita să dai click pe butonul de like dacă nu ai dat încă, dacă ai dat îți mulțumesc și desigur ne auzim pe data aviatoare, numai bine, bye bye!